You are not entertainment. Salutare și bine v-am găsit la ultimul episod din 2022 din You are not entertainment cu Clyde și Hera. Suntem aici după Moș Nicolae, o să aflăm ce v-a adus Moș Nicolae. Dar nu uitați să ne urmăriți pe toate canalele noastre de socializare, Facebook, Instagram, TikTok și YouTube. Să înceapă ultimul episod din 2022 și să vedem primul clip. Și am uitat invitatul nostru special. Cățeaua is back. Cățeaua is back, da, exact. De asta te-ai închinat? Ce? De ce te-ai închinat? Că e ultimul episod. Iubiați să vă spun, mai cumpărați căști Bluetooth. De luminează așa. Ba, dar pe 200 de euro și încă merge și mă doar o jeca. Mă cac în coșii voastre, Huawei. Doamne, ce ferește. Dar care era problema? Că n-am înțeles. Că îl doare urechea. A, că îl doare urechea? Da. Urechea. Să nu mai cumpără căști care luminează, că îl doare urechea. Păi ce să zic, că... Băi, eu nu am căști de astea burduf. Nu prea îmi plac, sincer. Eu sunt old school. Dacă le-am, le pierd cumva, deci... De 200 de euro chiar îți permiți. 200 de euro, da. Not entertainment. Tu? Și Sofie? Băi, vreau să vedem mai departe un clip în care prostia este la casă și doare. Deci oamenii nu știu ce înseamnă heterosexual, nu știu dacă ați văzut clipul. Nu știu, no. Poate, n-am văzut că sunt mulți care nu știu. Deci, ce faci dacă copilul vostru ar fi heterosexual? Nu. Doar... Eu nu am nici somn noaptea, băi, Roman. De-aia zic, că vreau și o pulă, că sunt tânără, dă-mă, dracu. Îmi răsuie sânge la cap, dracu, nebunesc. Doar nu știu. Dragii mei urmăritori, eu sunt puțin răcit astăzi, de aceea îmi trag nasul, doar anunț ca să se știe. Dar a răcit cel ca la mar. Și... Oh, ce frumoasă e. Altceva. Ia, mă aminte un pic. Da. Ah, ce scârpos. Hai, gata, gata, cu următorul clip. Da. Că ești heterosexuală? Na. Nu sunt hetero, sunt împăcăcitele, frate. Daniel Popa, e mata hetero. Sunt femeie, prostule. Așa mă vezi tu, bărbat? Nu, Daniel, de ce? Tu ești? Ce te face să crezi că sunt heterosexuală? Nu, Daniel. Sunt normal. Oh, Doamne, măi, Daniel, măi, tu de unde ai mai apărut cu așa întrebări? Finit. Nu sunt. Da, sunt heterosexual. Ce zic? Ce? Eu zici ești homosexual? De ce te-ai lovit la cap, ce? Ești heterosexual, Daniel. E, nu, Daniel, ce ai? De unde ți-a venit? Asta ca o stup, probabil. Ești, ești metrosexual? Da. Și eu aș face... Trei deștepți între toți proștii. Și eu aș face tot cu o întrebare de asta la tot poporul, așa, da, știi? Da. E, cum erau întrebările alea pe stradă când venea și te întreba pe ce planetă ești, știi? La fel. Mamă, de repede faci asta pe TikTok, aia, pentru că pe TikTok bă, toți voi aia vă dați sunt. Seama, ai văzut ce asta reacție e fix lipsa, da, da. Deci niște retardați proști care se și atacă așa ca niște proști când de fapt... Ei, practic, au spus că toți sunt gay, da? Absolut toți au zis, în afară da, de trei da, deștepți. Da, 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 da. Care știau ce înseamnă heterosexual. Asta înseamnă lipsa educației sexuale în școli, că tot și vorbeam vorba data ta, trecută. Și vorba ta, așa se înmulțesc. Eu când am văzut clipul, am crezut că este făcut la... Adică nu credeam că e real. Nu, o țară plină de retardați. Fix cum ziceam săptămâna trecută. Să ne vedem cu bine. Și să nu vă faceți probleme dacă... Mă vedeți noaptea, că pentru mine e zi. Să nu se înmulțească. Da. Nu, Daniele, ce ai? Daniele, cum ți-e? What the fuck? Cum făceau? Doamne, ferește, chiar nu știu pe ce planetă trăiesc și ce limbă vorbesc și în ce țară locuiesc și... Știi că mai sunt clipurile în care erau întrebați ăia de la țară, diferite rahaturi da, de care râdeam noi. Asta, asta e puțin, că ăștia nu erau de la țară. Adică dacă ei întreba alte lucruri, nu le ajunge la nas, înțelegi? Că tu sunt mari cunoscători. Trist! Foarte prost și educația sexuală în școli, ăștia și oamenii care sunt contra ei. Da, da, da. Aia e problema, știi? Fii convins de asta. Doamne, doamne, da, not entertainment. Mergem mai departe cu nou clip.
Ghiciți melodia asta pentru 10 lei. Ce? Asta nu știu sincer dacă este o melodie sau... Deci omul ți-a dat o provocare să ghicești pentru 10 lei melodia. Da, nu-mi trebuie mersi. N-am cum să ghicesc. Astea sunt sunetele unui colaps. Eu îi dau entertainment. Asta îmi pare rău, Bogdan, asta este altceva. M-am amuzat. E sunetul unui colaps mental. Vine Crăciunul, trebuie să fim cu sufletul deschis. Sunt foarte deschisă cu sufletul, dar și la colinde. Nu, eu astăzi nu pot să fiu mai bun. Măi, ține și tu ciucurelul ăla într-o parte. Păi și unde? Dar, ciucurelul meu era iurea? Da, eram. Pe mine care mă avantajează mai bine? Care e partea asta? Tu ți-ai pus-o pe cap de parcă ai fi Ceaușescu. Sau asta. Păi sunt Ceaușescu. Ia cum trebuie, păi tu cum ai? Păi ce frumos i-am pus, mai în față aici așa, se vede frumos. A, tu zici ciucurelul. Ciucurelul, da. Pune. Da, merge mai departe. Not entertainment, n-am putut ghici eu. Eu i-am dat entertainment. Not entertainment este ce? Te-ai votat? E oribil așa ceva, eu nu pot să văd așa ceva. Aveți dumneavoastră poate niște superstiții în familie, da, pe care da, le... Da, da, în seara de Revelion nu se mănâncă pui la mine, pentru că nu este bine să mănânci pui, nu știu, lumea mănâncă curcan, nu știu ce are cu curcanul, deci nu trebuie să mănânci carne de pui. Să te îmbraci în roșu, să fii, să vorbești frumos, să pup toată lumea. Și să fumezi iarbă. Tăiați asta. Nu, nu, e asta e... Nu, 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 nu. Da. Aoleu, să-mi văd toată aia. De ce nu-i bine, doamnă, să mănânci pui de Revelion? Pentru că nu este bine să mănânci pui. Stai puțin, că aici intervin și eu. Eu nu mănânc pui de Revelion. Păi și eu am superstiții de Revelion, dar eu măcar conștientizez că sunt niște invenții care chiar n-au dar sens. Dar băiatul ăla a fost genial. Da. Sper că nu lăsați asta la moment dat. Tăiați asta. Nu trebuie să vă băi frumusețe, pui, hai vină încoace. Să vă îmbrăcați în roșu. Hai eu, într-adevăr, îmi iau ceva roșu vino undeva. Mănânci 12 boabe de strugure. Aia e prin Spania. Am bani în buzunar, da. Și am o singura superstiție care e așa mai vorbești importantă pentru mine. Vorbești frumos cu toată lumea, te pup cu toată lumea? Nu, nu, niciun caz. Nu, nici nu vorbește. Este că dacă nu mă distrez și nu mă simt bine de Revelion, o să meargă prost tot anul. Asta e superstiția mea de Revelion. Altceva. Deci înseamnă că în ultimii ani. Că? Înseamnă că în ultimii ani. Da, în ultimii ani n-a fost ce trebuie. Și cam atât. Te-ai certat cu toată lumea. Deci n-am să nu te sun la 12 noaptea? Să zic că trebuie să filmăm. Tu, de pe unde ești tu în vacanțele tale? Hai! Unde pleci de Revelion? El e plecat, nu e în țară de Revelion. E, da. Dacă ți-am zis, dacă stătea a, și știu. Clyde. Da. Făceam masă. Da, da. Păi eu nu eram, făceam că eu sunt de fără Revelion. Pui. Făceam masă la nor fără pui. Păi da, mergeam la nor. Veneam după tine. Sponsor azi nor. Nor, Revelion. Ce mai am să mai zic de super? Dacă nu v-ați luat încă, nu v-ați făcut rezervări la Nor, exact. Super Revelion, cântă colega. Și noi o să fim prin spate așa. Tărărărăm, tăm, tăm. Voi să vă, de fi colindă. Cu plugușorul, veniți cu plugușorul? Da, deci cam asta cu superstițiile. Nu știu, nu, chiar nu știu, nu pot să dau. Cum făcea ăla, mă? Nu pot să dau atât. Cum? Ăla pe 10 lei. Ah, nu, deci nu pot să știu. Sunetul de perechele la mai mulți. Not entertainment la ce eram acum noi? Da, la femeia asta. Care, mă, este entertainment? Ce ai? Da, mă, e noaptea de Revelion, toate superstițiile proaste. E de belea. Mergem mai departe. Cerăvărăm, pam, pam. Îți mai amintești vreo poezie care ți-a plăcut foarte, foarte mult? Da! Cu Moși Crăciun, aia mi-a plăcut. Poți să-mi reciți o strofă? Da, Moși Crăciun, Moși Crăciun, frate. Fix eu la tabla mulțire. Deci nu poți, nu poți așa ceva. Deci care e poezia ta preferată, Luceafăru? Coboră... Luceafăru e poezia ta preferată? Nu. Cobor încet, Luceafăr blând. Nu, nu. Alunecând. Nu, asta nu, e frica mea cea mai mare, să mă întrebe cineva la să mă întrebe cineva la televizor moare. Sau ceva. Moare. Da, bine, sunt întrebările alea de căcat pe care nici eu nu le nu, ales. Chiar nu.
Dar despre băiatul ăsta cu ăsta cățeluș cu părul creț. E fix ca și câte cărți aș citi. Multe, multe, dar nu mai știu niciuna. Tudor Creangă, nu știu. Da. Ionuț Striveț și Corola de minune a lumii, am mai auzit. Aventurile lui Ionuț Striveț. Băi, îi dau entertainment, că a fost funny băiatul. Da, drăguț. Și cele mici care mergea la hipermarket revin la vot și dau care entertainment. Unde ai fost? McDonald's. Melissa, dar unde ai fost tu? McDonald's. Or la mall. McDonald's. La mall ai fost, nu? Mall. Of. Mie îmi place mult video ăsta, îl știu și m-am uitat de foarte multe ori la el. A, fac mișto de copil? Nu. Dar ce se întâmplă? Pentru mine este entertainment. Mai dă preoată, să vezi tu. Nu, am văzut. Na, cu ce era? Nu cu un copil ce al căror părinții îl întrebau unde a fost, la mall? McDonald's. Altceva, McDonald's. Nu, not entertainment. Păi tu nu ai fost atentă și not entertainment. McDonald's, nu. No. Mi s-a părut un țățism. Mie mi s-a părut foarte amuzant față de ce ai pus tu înainte. McDonald's. Păi aia chiar e amuzant. Nu, a fost amuzant, am vrut eu să joc așa un personaj. N-ai vrut tu să figi colega face contra. Poze. Păi uitați-o mă, colega cum stă. Uitați ce-a spunit de Moș Nicolae în afară de dulciuri. De beata a venit pachet la Moldova, suca, raspacouca, nahui. Ce avem aici? Suca, gin. Pă, nahui, te pizdanii, mamuș. Ce este, gin? Что же это? Что же это? Ёб твою мать, красотища какая! Nu-i dăm banii pe episodul de azi, că nu-i prea implicată. Ați primit? Măi, fetița mea s-a stăcat cu capul. Eu n-am primit nimica pentru că v-am mai spus. Dulciuri ați primit. N-am, eu n-am normal, primit nimica. Iar să zic o prostie ce ai primit tu. Bani, ce-am primit? Ce-am primit? Am primit? Să zic mai tare că e Andrei în camera cealaltă? Si. Depinde ce ai primit. Eu am primit! Oh. De Moș Nicolae. Auzi cum se pronunță. Experiență. O nuielușă. Mamă, și cum e nuielușa aia? Ce fel de nuielușă? Nu, nu, întrerupem discuția aici că se duce în altă direcție. De Moș Nicolae Bonescu ați primit bomboane, că sunt părinții care cumpără mașinuțe. Eu nu sunt de acord cu chestiile dulciuri. Astea. Dulciuri. Adică eu dar eu până la Crăciun nu mănânc dulciuri și, la o mică și atunci jucărie. Nu de-aia am mâncat turtă dulce. Da, dar mi se pare normal să fructe, dulciuri, chestii de genul se dă de Moș Nicolae. Nu, da, depinde. Parfumuri, da. Haine. Portocale, nuci, dalea. După posibilități. Altceva. Da, da. Dacă iei cadouri, jucării și chestii de Moș Nicolae, jucărie. De Crăciun, ce-i mai iei, măi? O jucărie mai mișto. Nu, dar nu. Strici toată sărbătoarea. Ca strici sistemul. Da, exact. Tu de ești, Crăciun mănânci sarmale? Din... Da. Nu-mi iese ciurba. Și zice, păi, ai pus ulei, ai pus, da. A, înseamnă că n-ai pus destul apă. Zic, Doamne, ce să caute apă la mine în ciurba? Mănânc, a dormit cățeaua. Cum o să nu-i fac poză? Uite-o cum de doarme pe piciorul meu. Am o poveste pentru voi. Zi tu întâi ce de mănânci sarmale de da, Crăciun? Mănânc. Eu nu, pentru că sunt vegetariană. Dar sunt și vegane. Eu mănânc și vegetariană. Sub nicio foarte formă. Eu nu mănânc... Varză călița. Și ce mai mănânci tu? Eu... De toate. Bine, de toate. De toate mie în... nu-mi plac sarmalele. Restrânsa lista a lucrurilor pe care le mănânc eu. Păi și dacă e cu orez și ciuperci? Zic, right. Mănânc o dată pe an așa, ca să mai mi-aduc aminte. Asta da. Apare în emisiune, ca să ne înțelegi. Da, foarte bine. Eu nu mă ascund. Mănânc așa, doar o dată pe an, poate, nu știu, dar gen nu. Să ce varză sau ce? Nu, nici înainte când mâncam carne, bine sunt. Super mult. Deja 15 ani de când, 14-15. Mergem mai departe că am dat-o în baliverne. Nu știu ce trebuie. În mâncarea de Crăciun am dat-o. Ce vot? Despre ce vot? Ce am votat? Nu mai știu. A fost copilul cu Moș Crăciun, mai da, departe. Da, mă, și am dat entertainment. Bine, bine, hai, pa. Da. Deci la, bine, seamănă cu inaugurările noastre. De deci mi-ar fi mai mare rușine. Că știi, și la noi se fac 100 de metri, vin toți. Da, ca nebunie, panoramă, circ mici, grătar. Cât încă odată ce se deschide traficul pe acea autostradă, în două luni are o groapă. Da, dar să inaugurez mare pod, mă rog, mare pod. Bine, era făcut un căcat de pod și cum
tai panglica să cazi podul de pace. Sofi, vino coace, Sofi, vino la noi. Vino coace, să vezi ce îți dă. Se vede acum pe cameră. Nu. Bine, următorul. În zona interzisă. Păi stai puțin, votăm. Da, votăm. E entertainment. Da, fun. Să tot faceți așa inaugurări. Astăzi am mers la avanpremiera filmului Black Adam la Băneasa Shopping City, un film care mi-a plăcut foarte mult, chiar dacă nu sunt fan filmelor cu supereroi și, sincer, am râs la filmul acesta mai mult ca la o comedie. Domnișoara, ea a râs la filmul ăsta mai mult ca la o comedie, sincer. Păi înseamnă că de ce te-ai dus dacă nu ești fană filme cu supereroi? Ca să mergi tu la un event de filme și să-ți faci o poză la panou? Și să faci un TikTok că Dorian Popa in the house? Cui pasă că a fost Dorian Popa la Black Adam? Să-i zică, mă, să-i zică din suflet. Deci chiar mi se pare, nu știu. Nu, ai dreptate aici. Am râs la filmul ăsta mai ceva la comedie. Păi înseamnă că n-ai înțeles nimic din filmul ăsta dacă ai râs mai ceva la comedie. Au mai fost cazuri în campania celor de la Pro, primeau bilete de la Pro, oameni care nu erau microbiști. Na. Și se pozau, făceau video pe Insta și pe TikTok. Ceva. Și spunea, eu nu sunt microbist, dar am primit de la Pro că era... Sincer, am râs la meciul ăsta mai ceva ca la o comedie. Băi, am fost și eu, și noi am fost la evenimente de film, dar am fost doar la filme care chiar eram curios de ele, nu m-aș fi dus... Da, și plac filmele alea. Da, cum să zici, nu știu, asta e țara în care trăim, ca să, nu știu, pentru unii oameni, faptul că merg la un eveniment mondan și se afișează și ei acolo alturi de... vedetele țării noastre și își fac o poză la panou este o mare realizare, dar eu sunt scârbit de căcaturile astea și de aceea nu mai mă duc. Not entertainment. Colegul nostru are puțin și ne ia la bătaie. Nu, chiar nu-mi plac oamenii ăștia deloc. Crăciună. Și falsitatea de la evenimente, adică... Hai. Nu știu cum să nu mâncați pui de rebelion. Se aduna lumea la panou să-și facă o poză. Bine, na, și noi ne mergem mai departe. Așa okay. Mă bucur când oamenii ăștia care vor să facă un căcat. Zile. Așa meritați toți, dacă sunteți proști și vă apucați să faceți chestii care n-au nicio treabă cu skillurile voastre, așa vă trebuie și mă bucur de numai când cădeți, când vă loviți și când nu vă este și când vă și credeți niște șmecheri și vă faceți de rușine, atunci ați cel mai fericit. Și sunt unii care cad și după aceea se ridică așa, da, n-au nimica, sunt ok, aia mă enervează mai rău. Eu l-am not entertainment. Mimat pe el aici. Not entertainment. Mă, cum mai e amuzant ca femeia a luat direct toată apă? E amuzant într-un fel și mă bucur că a căzut. Grinch. Supărat. Grinch. Vine Crăciunul și el este ăla verde de fura Crăciunul. Da. Deci și entertainment și not entertainment. Ghicezi-o pe asta pentru 10 lei. Nini Sebi. Bă, băiatule. Bă, băiatule. Deci fix categoria despre care vorbeam. De vreme, exact. Alergi, n-ai tu, bă, ești mișto, încerci să te unduiești pe acolo. Dar de ce a trebuit să facă chestia aia? Putea să se dea, să fie sexy eu un pic și... Pentru să te că atunci cu... când ești țărancă, ești țărancă până la capăt și trebuie să vadă toată lumea cât ești tu de țărancă, înțelegi? Să trecem peste. Comentați voi de domnișoara, eu dau not entertainment. Da, pentru mine... Este de ce n-ai terminat cu asta? Păi votez. Pentru mine este entertainment pentru că așa meritați. Entertainment, da. Să e cădeți fapt în nas. Și în... Portă-l, plimbă-l, îi dau să mănânce. E de aici, aici. De multe ori știți cum împunge, parcum împung viței la țâță. Deci cam 20 de centimetri, să spunem așa, ar avea. Ar putea să fie, eu știu, și mai mic, dar eu așa îl simt. Îi mai zic și chiriașul meu. Medicii îmi spun că nu am nimic, așa, dar în burta mea e ceva care mișcă. Ar fi o șopârlă. Deci doctorii spun că n-are nimic. Asta e ca domnul cu preotul, știi? Da. Ea știe, păi ea, nu poți să ai baza preot, oamenii de știință. Doctorii îmi spun că nu am nimic. Toam, dar așa eu simt atâta, pe atâta zicea, eu simt că am ceva în poate are tenie din aia, știi? Dacă doctorii au spus că n-are nimic. Nu poți să ai baza știință. După ea.
se duce la preot, se spovedește și aia este tot. Eu deci... chiar nu mai am, eu n-am cuvinte. Așa ceva este, tu îți dai seama cuvinte. Să vii să ne spui că ai și tu ceva în burtă? Doamnă, n-ai o șopârlă în burtă. Retardul din cap s-a coborât în burtă, da. Du-te mai tragi o bășină, că n-ai nicio șopârlă, asta ai, prostie stomacală. Doamne Dumnezeule, auzi 20 ceva de centimetri, da. Cam așa să fie de mare. C-o simt, poate ei se da. Duce. Dar pe cur nu-ți iese. Dacă tot o simți. Doamne, deci ce retardată terminată, doamne, ce nu deci mai pot. Cum, unde iese, Clyde? Ce țară avem? Pe unde iese? Entertainment. No. Au, dar știți că pe vremuri femeile, nu știu, actrițele sau whatever, își mâncau carne cu tenie ca să le mănânce cumva așa și să fie forever slabe. Să ne aibă poftă de mâncare. Era o practică. Nu pot să cred așa ceva. Da, da, da. Deci, nebunia e de mult. Deci nu te entertainment, doamna, cu șopârla. Cred că am rezolvat acest diagnostic. Da, 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 da. Eu mă hrănesc cu ceea ce tu mi-am spus. Tu gândește că eu azi toată ziua am lucrat, este ora 9. Eu am acum așa o energie puternică și n-am băut nicio bere. Și de mâncat, de obicei, eu mănânc între 5 și 6. Pot să mă duc acum să fug 10 km. De ce? Pentru că toată ziua m-am hrănit cu energie și în seara asta, știi cum e ca și când faci plinul la mașină? Bzz, seara e cam dai cheie, pornește, mai e puțin, dar eu cu voi mă încarc energetic. De ce? Pentru că fără să-ți dai seama, energia ta pozitivă și chiar cea negativă, eu o preiau. Și cum s-a încărcat cu energie toată ziua și acum poate să alerge 10 km. Cine ești, domnule, și de ce vorbești așa? Doamne. Vezi că ți-ai energia. Asta e bioenergetician sau energetician? Nu știu, să nu m-aș duce la nenea asta și eu sunt cu tot spiritualitate, meditații, chestii, dar să mă duc la nenea asta să... Bă, dar cât sunt? Nu știu, mi se pare... Cât sunt? Și pe zi ce trece, vede mai mult. Eu mă încarc cu energie de la voi. El stă pe live și se încarcă cu energie de la noi. Este ceva americanesc, dar nu v-ați perceput. Energie. Avea nu știu, deci episodul ăsta zici că a conținut toți proștii care există în țara asta. Păi, dar de entertainment? Aoleo, mi s-a... Da, not entertainment, mi-a scăzut energia. Pentru discuții asta, ce energia și ce-am și ție energia. Asta să nu mai zic despre ceva horror. Merge, lasă-ne cu energia și du-te-n... Crăciun fericit, oameni buni. Eu cu colegii mei, da, asistenți medicali generaliști, adică jumate doctori, suntem mulți. Vă pun pe Facebook, am spus că suntem asistenți medicali generaliști viitori. Bravo! Uitați, sunt frumoși, mame, dar și femei singure. Trei actori, pe jumătate, adică. Pe lângă că nu bagă nimeni în seamă pe ea. Sunt șocată. Și eu pot să zic că sunt jumate neurochirurg. Tu? Eu am psihiatru, am terminat psihiatrie. Tu ești jumate psihiatru, eu jumate neurochirurg. Dar de fapt... Jumate stomatolog, pot să mai zic că sunt jumate psihoterapeut. Da, eu cu dinții. Sunt am foarte multe calificări. Să vin și eu să fac dinții. Da, da. Viitor, pentru că da, viitor. Femeile nici nu trecuseră pe teste, examene. În fiecare grupă, Îți dai seama că s-a pișat pe toți doctorii. Da, da, măi. Deci așa cum este și făcut. Orice film care se face la noi, în care, nu știu, joacă Inisebi sau... alți actori care, de ce se fac da, așa? Da, nu, nicio, nu e hate ăsta, nu au ce căuta. Nu e niciun hate, e pur și simplu, înțeleg că e hype, că trebuie să alegi oameni care contează sau care sunt relevanți, dar mi se pare, nu știu, ai... chestia asta, deși, având în vedere că a ieșit recent și podcastul cu Christy Hope, mi se pare destul de relevant să vorbesc despre asta, având în vedere că au cam aceeași bază, și anume bullying-ul pe internet. Doar pentru că Shelly este o persoană publică și destul de populară, nu cred că dai niciun drept să buliuiască oameni pe stradă pentru faptul că nu știu cât înseamnă 15% din 1000 sau cu alte întrebări care se denotă a fi întrebări de cultură generală.
Eu am luat bacul cu 8 clase, chiar n-am avut nevoie de matematică aproape. Deci asta este din subiectul săptămânii, că avem Balenciaga și oamenii care nu știu matematică. Băi, eu până la urmă eu nu-l judec pe Shelly sub nicio formă. A pus întrebarea și că a pus titlul, asta e. Da, dar probabil a avut vreo reacție, că n-am văzut video-ul așa. N-am văzut video-ul cu Shelly. Chestii, cum a zis fata. O fi făcut mișto de ea. Mă, mi se pare, n-am cum să judec pentru că eu fiind la fel o persoană care habar n-are matematică și toată viața s-a confruntat și a fost traumatizat de matematică, chiar nu pot să o condamn, dar în același timp sunt de părere că sunt unele chestii pe care ar trebui să le știm. Chiar dacă nu folosim matematica în... Sunt de cultură generală. În, nu, mici chestii, nu știu, cum îmi zicea și mie... Da, măi, cum îmi zicea și mie una dintre cele trei profesoare cu care făceam meditații la mate, că trebuie să știi niște chestii de bază, că te fraierește lumea la piață, te fraierește lumea pe stradă. Adică chiar dacă matematica nu te ajută în viața de zi cu zi, nici eu, adică a trecut o nouă zi și n-am folosit teorema lui Pitagora, dar... Nu știu, nu știu, sunt 50-50 cu... Sunt de acord că nu trebuie să pui, adică să măsori inteligența oamenilor prin niște întrebări din astea, dar mi se pare că și trebuie să știi niște mici chestii de bază, chiar dacă n-ai treabă cu matematica, deci altceva nu știu ce să mai zic. Victimizarea asta pe mine mă deranjează. Dar nu mi s-a părut că s-a foarte sensibilă. Dar mie nu mi s-a părut că s-a victimizat. Nici mie nu mi s-a părut că s-a super victimizat. Mie mi s-a părut că ea susține că nu suntem toți la fel și așa este. Nu toți am făcut aceleași lucruri, nu toți am crescut la fel. Dar cum a dat bacul? E fix ideea, unii sunt la uman, unii sunt la real, glumim? Exact. Da, bacul cu 8 clase, nu știu. Nu știu, poți, cred că le poți face mai devreme în anumite contexte. Dacă ești geniu. Gen, la, când ai terminat, da. Nu știu, faci mai devreme, habar n-am, nu știu. Anyway, nu știu ideea dacă s-a este că ea nu susține degeaba treaba asta, adică dacă m-a făcut, așa a terminat, a dat bacul cu 8 clase, habar n-am. Ideea este că nu toți suntem crescuți la fel, nu toți învățăm la fel, asta spun și psihologii și toată lumea când îți crești copilul, măi, dacă nu se pricepe la un lucru, el gândește altfel și atunci să nu-l criticăm și să nu-l facem să se simtă prost pentru că e lent, are o problemă, e prost. Dar cât a luat colegul? Cât a luat? Măi, Ioana, exact, cât a luat? Greșelile astea, tot psihologii ne învață că nu mai este ca înainte, ca pe vremea părinților noștri și faci copilul prost doar că el nu poate să învețe o anumită materie. Sau băi, el nu gândește în direcția note, aia. Da, am văzut recent, nu mai știu, un psiholog care spunea că unii gândesc așa, unii așa. E atât de simplu, să nu mai judecăm și să... Deci eu pot spune lejer că are dreptate. Ceva. Hai să trecem da, exact, la să nu mai văd așa ceva. Ce părere ai despre campania cu copii? Cu eu am o părere, cu... dacă vrei să vorbesc eu. Mie mi se pare ține-te. Că... Tot văd acum pe TikTok așa. Diversi indivizi și individe care scârbiți fiind de această campanie își taie căcaturile alea de Balenciaga. La șosetă, așa. Care oricum e cea mai mare porcărie și le taie șepcile și le eu distrug asta, gata, nu mai port Balenciaga, Balenciaga un căcat, dar dacă nimeni mi-e nu zicea cățelul, dacă nimeni nu zicea că aia e o problemă, toți erau, ce campanie șmecher au făcut ăștia de la Balenciaga, dar dacă nimeni nu se lega de chestia asta, îți zic eu că nimeni nu-și tăia papucii, șosetă și șepcile Balenciaga și nu era hate-ul ăsta contra. Nu știu care e faza, e aiurea, nu știu cu ideea copii. Fost. Da, ziceți voi, acum eu n-am... Ce să zic, eu nu sunt de acord cu campania. Toată lumea care și-a cumpărat de la Balenciaga acum se vaită și da, exact. Fac drame. Păi oricum ei aveau campanii ciudate mai mereu. Aia zic. Oricum am uitat pe Instagram, au șters toate postările, au pus un mare apology letter acolo. Da? Da. Da, nu eu știu, nu am fost niciodată care... fan acestui... Nu o să moară aici Balenciaga, îți dai seama.
Da, acestui brand nu prea mi-au plăcut toate, adică nu cred că se potrivesc cu mine toate acele încălțări și oversize și Adidas și, da. Și toate alea, erau prea mult pentru și mine. Și pungă de gunoi la 3000 de euro, hai lăsați-ne în pace. Și da, prețurile nu mai zic și da, campania acum, na, ai dreptate, e vorba doar de un trend. Zice cineva ceva că este cool, cineva important și acolo zice că e cool, toată lumea este nebunită și la fel, plecăciuni. Zice cineva aruncă cu pietre, da. S-a trezit tot Doamne, poporul. Și am văzut pe un distrus care era, oh, știți ce mult iubesc Balenciaga, oh, Balenciaga e viața mea, dar gata, nu se mai poate, trebuie să le distrug. Că dacă vreți să nu le mai purtați, distrugeți-le, nu doar ziceți că nu le mai purtați și le purtați, da, după aia. Și ipocriții și care zic că le distrug și de fapt ei le poartă. Despre Doamne, ce vorbim? Doamne, Doamne, așteaptă că... să treacă asta un an, doi și după da. Un an, doi. În trei luni s-a dus. Vrem să vă urăm sărbători fericite alături de cei dragi. Să aveți un sfârșit de an fantastic și un început la fel de bun. Noi ne revedem în 2023 și cu partea a doua a sezonului 2 din You Are Not Entertainment cu Clyde Hera și cățeaua is back. Și cu tine. Sophie, și cu și tine. Și cu mine. Ne fiind locuit de un animal. Da, bravo, da. Bravo, da. Zile, zile. V-am pupat, Crăciun fericit. Să vă aducă mouse-ul tot ce vreți. Să fiți mai buni de Crăciun, să nu mâncați pui că nu e ok.